Deschideți cu mine la Matei, capitolul 15, de la versetul 21 la 28. Matei, 15, Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21 la 28. Să ascultăm cuvântul Domnului. Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie, cananită, a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fică mea este muncită rău de un drac. El nu a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și că i mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus a zis, O femeie, mare este credința ta, facă-ți se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. În experiența noastră, chiar de oameni credincioși. Este o porțiune rezervată, să zic așa, pentru suferință, pentru necaz. Dacă omul de săvârșit Iisus Hristos nu a fost scutit de suferință, scutit de necazuri, scutit de probleme, N-a fost scutit de lipsă de îmbrăcăminte, de pâine, de un loc unde să-și plece capul. Cu siguranță că și noi vom trece pe acolo. Fiecare dintre noi, chiar dacă acum toate ne merg bine. În clipa aceasta ești mare și tare, și în clipa următoare te-ai prăbușit, te-ai răsturnat. De aceea este bine în toate lucrurile să depindem de Domnul, să depindem de bunătatea Lui, să depindem de credincioșia Lui. În această istorie a unei femei sirofenicience, cananită deci, mama aceasta are o situație teribilă. Știți, în mersul normal al vieții este natural într-un fel, pentru că așa rândui Dumnezeu și, și în, în gândirea noastră și în conștiința noastră lucrurile merg așa, simțim că așa este cumva natural copiii să-și îngroape părinții atunci când vine timpul să plece când însă părinții sunt puși în situația să-și îngroape copiii, ori se asiste neputincioși la necazurile și problemele copiilor lor, experiența aceasta este cea mai devastatoare pentru oameni. Am trecut pe acolo să văd copiii bolnavi, m-am rugat împreună cu soția și am zis, Doamne, dă mie boala lor, neputința lor. Probabil ca părinți, ca tați, ca mame ați spus la fel, la vremea potrivită. Dar dacă este, cum am auzit în seara aceasta în mărturia sorei Cheția, dacă este o boală mai nemilosă decât cancerul, decât condiții terminale de sănătate, cea mai teribilă, cred că, este să vezi un copil nevinovat, posedat de diavolul. Este tot ce se poate întâmpla mai grosnic. Nu mai ai niciun control asupra ta, nu mai ai niciun control asupra situației. Când la Iisus Hristos i-au adus într-o zi, mai degrabă în mai întâi ucenicilor săi, un copil, probabil la vreo 12-14 ani, date de diavolul surdomut? Spune, diavolul trântește, îl aruncă în foc, îl aruncă în apă, să-l înnece, să-l omoare, să-l ardă, să-l chinuie. Are crize epileptice, seizures. Face spume la gură. Sperie pe cei din jur. Și părintele se uită neputincios este uimitor că femeia aceasta care nu cunoștea pe Dumnezeu, totuși când a auzit cuvântul despre Isus Hristos și când a văzut lucrările lui Isus Hristos în vizitele ei în Ierusalim, în Iudeia, în Galileea, ea a crezut că Isus Hristos este fiul lui David. A crezut că El este Mesia, de deci ce i s-a adresat ca atare? Iisus e fiul lui David, ai mire de mine. Și apoi, ca părinte care a simțit pentru fica ei, ea ne oferă ceea ce mulți cunoaștem, una din pildele cele mai glorioase, de ce înseamnă să te rogi pentru cineva. Când te rogi pentru cineva, așa trebuie să te rogi, așa trebuie să mă rog făcând situația persoanei pentru care mă rog situația mea. Cazul meu. Observați cum se roagă ea? Ai milă de mine, Doamne! N-a spus ai milă de fica mea. Ai milă de mine! Fica mea este muncită rău de un drag. Pe mine mă doare mai tare decât pe fica mea. Pentru că eu înțeleg mai mult. Și în adevăr, când mijlocim și ne rugăm pentru semenii noștri și luăm problema lor asupra noastră, ca pe problema noastră, să știți că Dumnezeu din ceruri răspunde. Dumnezeu din ceruri aude. Dumnezeu din ceruri atunci simte cu tine și cu mine. Și intervine într-o într astfel de problemă, indiferent cât de adânc ar fi ea, cum este în situația de față. Și apoi. Vedeți, noastră, în concluzia acestei intervenții, rugăciuni insistente, femeia aceasta își capătă binecuvântarea, își capătă izbăvirea, așa spune versetul 28. Uitați-vă în versetul 28, și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Dar înainte ca ea să primească această vindecare, a primit din partea lui Isus Hristos. O confirmare înaltă. O femeie, mare este credința ta. Este uimitor lucrul acesta. Să poată să spună Domnul despre tine sau despre mine, mare este credința ta. De deci, aceea, în această seară, cum am spus, am venit cu un gând, și gândul s-a schimbat, pentru că a fost mărturie aceasta despre vindecare. Aș vrea să vin în ajutorul dumneavoastră cu un cuvânt în vederea vindecării divine. Și mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră se intitulează Cum să-ți evaluezi credința? Cum să-ți evaluezi credința? Credința despre care vorbește aici Scriptura, aș vrea să înțelegeți, pentru că mulți sunt confuși în, cu privire la ce este credința. Credința despre care vorbește aici Scriptura este încrederea în Dumnezeu. Deci este credința devenită încredere. Este singura latură a credinței în care se poate crește. Pentru că în Biblie, frașesuror, doamnelor și domnilor, avem 1. Credința care mântuie. Deci, credință mântuitoare. Aceasta este expunerea păcătosului la cuvântul Domnului. Cuvântul lovește în mintea sau conștiința păcătosului și în suflet, în inima lui. Și cuvântul acesta naște în inima păcătosului frică de moarte, frică de judecată. Îl conștientizează că e păcătos, că e vinovat și merită moartea, merită pedeapsa. Același cuvânt, însoțit de Duhul Domnului, bineînțeles, îl face pe păcătos să aibă două opțiuni. Rămâne păcătos și va muri și va fi judecat, sau primește pe neprehănirea lui Dumnezeu pe Isus Hristos și devine mântuit. Aceasta este credința mântuitoare. Aici nu se poate crește, nu se poate micșora. Când ai crezut, ai fost mântuit. Apoi este credința ca dar a Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, spune Unora le este dat cuvântul credinței. Credința ca dar a Duhului Sfânt. Și aici iară nu se poate crește, pentru că cel ce controlează acest dar, cine este? Duhul Sfânt. Deci ea nu depinde de tine sau de mine, ci depinde de Duhul Domnului. Cât vrea să dea, cât vrea să lucreze, la ce nivel. Și apoi există cea de-a treia formă a credinței, este credința devenită în credere. Ce însemnează aceasta? Însemnează că pe măsură ce cunoști cuvântul lui Dumnezeu și acumulezi acest cuvânt, trebuie să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu și în puterea Lui. Este credința care poate să facă minuni. Cunoști mai mult, poți să crezi mai mult. Cunoști puțin, crezi mai puțin. De aceea în Sfânta Scriptură vom auzi această expresie N-aveți credință? Iisus își muștră apostole. Tot n-aveți credință? Deci poți să fii mântuit, pentru că ai avut credința mântuitoare când te-ai născut din nou, dar să n-ai credință ca încredere. De aceea zice tot, n-aveți credință. Și să n-ai credința aceasta devenit încredere. Poți să fii mântuit și să ai puțină credință. Când apostolul Petru a început să se scufunde în Marea Tiberia, de cum s-a adresat Iisus Hristos la el? Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Apoi este o credință mare, Este cazul acestei femei. Deci, ea s-a încrezut mai mult în ce a auzit despre Isus. Și apoi este sutașul despre care vorbește Sfânta Scriptură, unde expresia este o credință așa de mare, este și mai mult. Deci, e o încredere profundă în Dumnezeu, în Cuvântul Domnului. Despre această credință vorbește Scriptura, că în, în, în ea se poate crește, încrederea în Domnul. Acum. Dacă vrei să-ți evaluezi, dacă vreau să-mi evaluez credința, când vin în fața lui Dumnezeu cu o problemă, trebuie să mă uit în exemplele biblice. Și această femeie, această sirofeniciancă, este un exemplu clasic de felul în care trebuie să ne uităm la noi și să ne evaluăm ce fel de credință avem. Ați a, a vrea în seara aceasta să spună Domnul despre fiecare, mare ți este credința? Am să vă ajut să o descoperiți, de care aveți. Frași și surori, doamnelor și domnilor, o credință se evaluează, din, potrivit acestui text, din patru perspective. Dacă treci testul acestor patru perspective care sunt uh, enunțate în acest pasaj biblic, Dumnezeu spune despre tine: Mare este credința ta, face minuni cu tine. În primul rând, o credință mare, deci dacă vrem să avem această evaluare, o femeie mare este credința ta, o lazăre mare este credința ta, o Vasile, pune numele tău acolo, mare este credința ta. Primul lucru pe care trebuie să-l vezi este acesta, să vină înaintea lui Dumnezeu cu cea mai mare problemă, cu cea mai mare criză, cu cea mai mare nevoie, cu cea mai mare lipsă, cu cea mai mare furtună în viața ta. Să te rogi lui Dumnezeu știind că El face minuni, știind că te iubește și când te rogi lui Dumnezeu să fii izbăvit de asemenea, știi că te rogi după voia lui Dumnezeu pentru că e după voia lui Dumnezeu să fim vindecați. Este așa? Amin? Parcă dormiți în seara aceasta. Am să vă pun câteva, două întrebări, trei întrebări. Prima întrebare. Credeți dumneavoastră, dar vreau să răspundeți cu amin din acela de oameni pocăiți. Credeți dumneavoastră că această carte este sfântă în tot ce spune ea? Amin. Mulțumesc! Credeți dumneavoastră că Iisus Hristos este același ier azi și în veci? Amin. Atunci trebuie să-și credeți că și face minuni. Amin. Bun! Atunci e rezolvată problema. Vine înaintea Domnului știind că te rogi după voia Lui Dumnezeu. Știind că Iisus Hristos este același ier azi și în veci. Și vă mai spun ceva din cuvânt. El nu caută la fața oamenilor. Nu caută. N-are preferințe. N-are elită. Are copii. Și îți pot și îmi pot evalua credința să știu cât, deci încrederea în Domnul, încrederea în Domnul, mi-o pot evalua uh, uh, pentru că vreau să obțin ceva de la Dumnezeu, o binecuvântare, mă încred din în El să mă binecuvinteze, uh, venind cu problema, cu criza cea mai mare, cu durerea cea mai profundă, după voia lui Dumnezeu, și primul test prin care Dumnezeu mă trece este eu mă rog, cred, stric către Domnul care este bun, plin de bunătate și cerul nu răspunde nimic. Deci este primul pas. Este primul test. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Versetul 22. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai miele de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. Și acum uitați-vă la versetul 23, partea 1. Ce scrie? Citiți-mi asta tare. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Asta este primul test care mă ajută și care te ajută să ne evaluăm încrederea în Domnul. Încă o dată, eu știu și cred că Domnul vindecă. Nu-i poveste. Nu-i poveste. M-a vindecat. M-a sculat din moarte. Știu că vindecă. Eu știu că Domnul răspunde la rugăciune. Eu știu că este o făgăduință și Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre făgăduințele lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 19 și 20, spune: Și toate făgăduințele lui, oricât de multe ar fi ele, sunt da și amin. Dumnezeu nu se dezice. Și în cuvântul Domnului eu am o făgăduință mare pe care mă reazem când mă rog lui Dumnezeu. Este Psalmul 50, versetul 15, dacă vreți să-l și puneți pe ecran. Psalmul 50 cu versetul 15. Chiamă-mă în ziua necazului, și acum îl știți de acolo mai departe, nu? Și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, în vei mulțumi, însemnează. Chiamă-mă în ziua necazului. Psalmul 50, versetul 15. Cum? Mă rog lui Dumnezeu și ceru tace? El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Când intru într-o astfel de criză, după criza pe care o am, că ceru să tacă, se întâmplă cel puțin două lucruri. Unu, pot să cad în necredință și să spun, Dumnezeu m-a abandonat. A uitat de mine. S-a terminat cu mine. Și al doilea lucru care se poate întâmpla și se întâmplă foarte des, de multe ori cei de lângă noi, frați și surori, spre rușinea noastră o spun, arată cu degetul și zice, ai văzut? Nu-l mai ascultă Dumnezeu. Nu-l mai aude Dumnezeu. Poate să strige. De cât să înse rog. De 2 ani, de 10 ani, de 15 ani, nu-i mai răspunde Dumnezeu. Așa cum au făcut cu Iov. Ce au zis? Ai păcătuit. Ai înșelat. Ai furat. Ai violat fete tinere. Te-ai dedat la păcătoșene, pentru că ți-ai permis, ai avut bunuri male, ai fost miliardar. Dacă demnitare se ridicau în fața ta când treceai prin cetate, să te deau la o parte pentru că depindeau de sponsorările tale, sigur că ți-ai permis să faci ce vrei. Măcar că eu spune, nu. La orbi am fost ochi, la flămândi am fost hrană, am apărat văduva, am apărat săracul, M-am dus la judecată și am stat în fața judecătorului pentru cei care n-aveau nicio apărare. Necăjitul când mă vedea mă binecuvânta, cel flământ când mă vedea mă binecuvânta. De ce? Pentru că i-am făcut bine, nu pentru că eram bogat. Este primul test în care te pune și mă pune Dumnezeu. Ca să pot să mă evaluez. Și întrebarea este aceasta, când cerul tace la nevoia ta, la rugăciunea ta, măcar că spune, cheamă-mă că răspund. Măcar că ai promisiunea cărora Dumnezeu, promisiune care Dumnezeu este, este, credincios. Când îi scrie lui Timotei, Sfântul Apostol Pavel spune, noi chiar dacă suntem necredincioși, el este credincios și să țină de cuvânt. Și sunt în această situație, mă rog, mă rog, mă rog, mă doare, copilul îmi este în foc, fica mi este muncită de un drac, soțul m-a părăsit, soția este necredincioasă, <coughs> businessul a falimentat, biserica s-a rupt, necazurile au venit, problemele cur, 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 ca un râu în loc să curgă pacea, ca un râu, strică-te Dumnezeu care aude, care promite că dă izbăvire și când mă rog lui Dumnezeu, cerul tace. Câți ați trecut pe acolo? Ia să vedem sinceritatea dumneavoastră. Vă în în biserică. Cerul tace. De ce tace? Pentru că este la test. Vrea să mă ajute să-mi descoper credința. Foarte mulți, dacă nu le-a răspuns Domnul la prima rugăciune, nu se mai roagă. Dacă nu le-a răspuns Dumnezeu nici la 10 -a rugăciune, nu mai cântă în cor. Dacă nu le-a răspuns Dumnezeu la 50 -a rugăciune, nu mai vin la biserică. De ce să mă mai duc? Este timp de evaluare. Este timp de evaluare. Dacă Dumnezeu nu m-a binecuvântat, Însemnează că ori m-a lepădat, ori a văzut un păcat pe care eu nu-l văd, ori poate au dreptate cei de lângă mine, pentru că este și un proverb între oameni, dacă trei spune că ești nebun, trebuie să fii nebun. Dar poate că pe ei mâncă limba, de spun așa. Nu că ești tu nebun sau eu nebun. Ne grăbim cu judecățile, dar trebuie, știți unde trebuie să ne grăbim? Trebuie să ne grăbim să ne uităm la noi, unde ne găsim, deci, primul test în care Domnul te pune și mă pune, atunci când ai problema cea mai stringentă, așa cum este această mamă cu o fică posedată de diavolul, este cea mai teribilă experiență prin care poate să treacă un om. Te rogi Domnului și el nu-ți dă nici un cuvânt. Atunci se poate vedea ce încredere ai în Domnul. Însă, femeia aceasta, femeia aceasta, Ce a făcut? S-a oprit din rugăciune? Nu, aici este secretul. Nu mi-ai răspuns acum, nici o problemă, mă mai rog o dată. Nu mi-ai răspuns nici a doua oră, nici o problemă, mă rog și a treia oară. Atâta bat la ușa ta până am deschis. E cum, cum a zis Iacob în noaptea aceea de luptă cu îngerul? Și o să ne explică ce a însemnat lupta cu îngerul. Ce a fost? Spune, s-a luptat toată noaptea în plâns și rugăciune. Și în timpul acesta a avut o vedenie divină. A văzut pe îngerul Domnului. Dar a zis, în vedenia lui, a văzut pe îngerul Domnului, sigur l-a văzut pe Domnul Isus Hristos, a fost o cristofanie acolo, l-a plins de haine, prin credință, și a zis, nu te las până când. Până nu mă binecuvintezi. Nu crezi tu că pleci de la mine și să nu mă, nu mă binecuvintezi. Nu crezi tu că pleci. Această femeie. Ne dă această pildă. O credință mare. Dacă vreau să-mi evaluez credința, este aceasta. Și dacă m-a respins Dumnezeu, adică și dacă a tăcut, că nu m-a respins, și dacă a tăcut la rugăciunea mea, la problema mea, la necazul meu, la suferința mea, la lipsa mea, la criza mea. Eu tot mă rog, Domnului, cum zicea Habacuc, și dacă nu este greu, și dacă nu sunt struguri, și dacă nu este vin, și dacă nu sunt boi, și dacă nu este nimic, eu, tot în Domnul mă voi bucura. Asta e credință mare, versurilor. Doi. Următorul test prin care Dumnezeu te trece și mă trece ca să-mi evaluez credința, pentru că trebuie să știu cum eu evaluez. Nu mă opresc din rugăciune. Uitați-vă în versetul 23. El nu a răspuns niciun cuvânt. Și apoi spune cuvânt, mai departe, puneți versetul, și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. dă drumul că strigă după noi. Înseamnă, se vede că ea s rugat mai departe. Și știți care e testul la care te pune? Biserica Domnului, ia uitați-vă aici. Ați văzut oameni care în timpul rugăciunii să uită pe pereți? Ați văzut, nu? Ați văzut că v-ați uitat și dumneavoastră. Mi-aduc aminte când m-am dus păstor la ploiești. A venit într-o zi un frate la mine și a zis, frate, Goc, Domnul mi-a făcut de cunoscut că nu te rogi bine. Și am zis, dar cum v-a făcut de cunoscut? Ce vă rugați cu ochii deschiși. Și am zis, dar de unde știi? Păi ce, te-am văzut cu ochii mei. Dar tu, pai tăi, de ce ți-ai deschiși? <laughs> uh, nu, sunt oameni care în timpul rugăciunii bâlbuie ceva. Mișcă buzele, dar nici ei nu știu dacă zic ceva sau nu. Se uită în toate părțile, dar n-ați văzut dumneavoastră când îl arde focul cum strigă? Ați văzut lucrul acesta? Ați auzit, nu? următorul test la care te pune Dumnezeu, la care mă pune Dumnezeu ca să-mi evaluez credința, să fiu sigur de ce am. Pentru că, încă o dată, trebuie să uitați credința aia băbească. Mulți au credință băbească moștenită de la părinții noștri, au avut ei o slăbiciune, dar nu toți părinții noștri, să nu mă luați greșit. Aceia care trăiau numai la 380 de volți, erau așa de evlavioși că dacă îi întreba cineva, cum ești frate? Domnul știe. Ei nu știau niciodată cum îs. Dar Domnul știe. Cum stai cu mântuirea? Domnul știe. Păi trebuie să știi și tu că ești al Domnului, că ești mântuit, că ești copilul lui Dumnezeu. Suntem ai Lui. No matter what. Suntem ai Domnului. Știm că am trecut din moarte la viață, spune Sfântul Apostol Ioan, prin faptul că iubim pe frați. Suntem ai Domnului. Următorul test la care Dumnezeu te pune și mă pune este acesta. Dacă ai trecut de primul și nu te-ai oprit din rugăciune, din stăruință, cerul a tăcut. Al doilea test este când tu ai o problemă în cea mai acută problemă, să nu te înțeleagă nici biserica. Să nu te înțeleagă nici biserica. Uitați-vă aici la cuvântul Domnului. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat Dă-i drumul, de ce? Că strigă după noi. Adică ne ruinează reputația Iisuse. Noi suntem o companie selectă. Deci, învățătorul, maestru, lui apostol, titulatură înaltă avem aici, nu? Biserica Emanuel, biserică cunoscută în toată lumea, avem internet, avem de toate, dar ne lipsesc multe, ca la Caragiale, nu? Nici biserica să nu te înțeleagă. Ne face de rușine. Bă, de ce se roagă sora aceasta așa tare? să a încheiat rugăciunea și încă am strigă. doare. Pentru că îl doare. Pentru că este în foc. Este în încercare. Este în problemă. Și strigă, cum striga Iisus Hristos despre el, spune autorul epistolei către evrei, el este acela care în timpul vieții lui pământești cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească. Când te arde, când te dore, când copilul este vagabond, când soția ți este plecată, când soțul este un derbedeu, când biserica este moartă și nu se mișcă, când corul baie aici, baie în altă parte, orchestra baie este, ba nu este, fanfara ba cântă, ba dă chixuri, trebuie să te doară. Trebuie să mă doară. Trebuie să strigăm către Dumnezeu. Dar când strigi către Dumnezeu, deranjezi pe cel de lângă tine care este om civilizat. Nu este așa? Ce dai drumul că strigă după noi. Deranjezi pe cel de lângă tine, nu? Mai de pentecostal mult să spere pentru că se roagă în comun. De parcă am avea un Dumnezeu neputincioși, și nu ne poate auzi pe toți. Ne aude, Domnul. Dacă aude tot pământul, aude și biserica aceasta, nu? Aude și biserica aceasta. Dar este acest test. Frate păstor, uitați ce am. Și parcă nu te bagă în seama. Vreau să vin la bord cu necazul meu. Nu se poate întruni numai luna viitoare. Frate, avem necazul acesta în familie. Suntem într-o criză acută, într-o lipsă acută, am putea beneficia de un ajutor. Avem prea mulți pe listă, soră. Este drept? Este drept. Nici biserica nu te înțelege. Întrebarea este, a, ce faci atunci? Te oprești din rugăciune? Te oprești din rugăciune? O credință mare, adică o încredere care te rezolvă înaintea lui Dumnezeu, este o credință care nu se oprește din a depinde de Dumnezeu. Femeia aceasta n-a fost deranjată că Isus a tăcut, n-a fost deranjată că apostole au fost deranjați. Și nici Iisus n-a fost deranjat deloc pentru că biserica, vă spuneam eu în altă împrejurare, vreau să vă spun, biserica este, ține minte, este singurul loc unde ne simțim bine să-i spunem lui Dumnezeu că nu ne simțim bine. Eu didn't get it, huh? Later. <laughs> Este singurul loc unde ne simțim bine, să-i spunem lui necazul, să-i spunem că nu ne simțim bine. Și lui Dumnezeu îi pasă de noi. Îi pasă de noi. Chiar dacă bisericii nu i-ar pasă, dar și bisericii îi pasă, însă de multe ori biserica se comportă poate cu tine și cu mine, cu familia ta sau familia mea, cu situația ta sau situația mea, cu criza ta sau cu criza mea, de așa manieră de parcă sunt un deranj pentru biserică. Dă-i drumul că strigă după noi. Ne strică reputația. Frate Gog ne vede pe internet toată lumea. Mi-a zis cineva. Ce-l aduceți, domnule, pe orbul ăsta aici? Vă vede lumea pe internet. Credeți? Nă zdrăvăni? Așa mi s-a adresat. Păi credeți că Dumnezeu e viu și lucrează? E sfânt. E neschimbător. Este un Dumnezeu care comunică cu poporul său. Și prin scriptură și prin duul Domnului. Nu e unilateral. Dar să nu te deranjeze dacă Biserica nu te-a înțeles. Că Dumnezeu te înțelege. Dumnezeu tot te înțelege. Trei. în al la rând. Dumnezeu 24. De răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută -mi. Deci, de ce a spus lucrul acesta? Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copilului și să o arunci la căței. Al treilea test prin care Domnul mă trece ca să vadă, să, să, văd eu, să mă determine, să văd ce credință am, adică ce încredere, cum mă încrede un Dumnezeu. Acum cunoști mult Ia să vedem cât de mult te rezem tu pe ce cunoști din Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Și cel de-al treilea test prin care Dumnezeu te trece și mă trece, pe lângă faptul că cerul tace, pe lângă faptul că biserica e deranjată din ecazul tău sau din ecazul meu, așa se comportă, testul numărul trei este acesta. Când cer ceva lui Dumnezeu, când cerem ceva lui Dumnezeu, chiar dacă este posesiune demonică, chiar dacă am pierdut businessul, chiar dacă ți-am pierdut soțul sau soția sau copilul sau tata sau mama sau toate lucrurile le-ai pierdut, când cer lui Dumnezeu izbăvire, ține minte, ceri un lucru pe care nu l meriți. Eu n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Tu ești feniciancă. Nu este bine să iau pâinea copiilor și să o dau la căței. Este insultător în societatea noastră unde toată lumea are drepturi pentru că trăim democrație, nu trăim teocrație. Imediat ne-ar da în tribunal pentru defăimare. Auzi tu, domnule, ce m-am dus la biserică și m-a făcut câine. Am o întrebare pentru dumneavoastră, serioasă. Câți dintre noi merităm ce cerem de la Dumnezeu? Câți? Asta este credință mare. Să știi că te rogi și ceri lui Dumnezeu un lucru pe care nu-l meriți. De exemplu, de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu prin predică, care este cuvântul Sfintelor Scripturi? Ori poate dacă ai fost la rugăciune prin darurile Duhului Sfânt. Trezește-te, veghează, apropie-te de mine, du-te la lucru, vezi pe necăjit, îmbracă-l pe cel care tremură de frig, du casă pe străin. De câte ori ți-a vorbit și ai zis, asta, facă și altă. Când a venit necazul peste tine sau peste mine, am vrea așa să ne răspundă Domnul, nu La prima încercare. Ei, trebuie să-ți dai seama și trebuie să-mi dau seama că nu merit nimic. Chiar dacă sunt copilul Domnului, ascultarea mea față de Domnul este așa de uh, șubredă în analiza lui Dumnezeu, care este sfânt absolut și bun, absolut, încât nu merit ce cer. Dacă primesc, este datorită meritelor Domnului Isus Hristos, nu ale noastre. Dar trebuie să fii convins că nu meriți. Aici este problema multora din biserici, sunt prea merituoși. Auzi, domnule, zice, am cerut o cântare și nu m-a pus să cânt. Dar cine să crede el? Auzi, domnule, zice, a venit aici un frate, zice, și fratele ăsta a mai predicat cuvântul. Nu l-au pus la predică, dar ce, nu merită el să aibă o predică în biserica asta? Nu merită, nici eu nu merit. Pentru că nu stau aici pe merit, nu cânt pe merit. Nu mănânc pe merit, nu mă îmbrac pe merit, nu umblu pe merit, nu văd pe merit, nu am mâini pe merit, nu am picioare pe merit, nu am casă pe merit, nu am familie pe merit, o am pe meritele Domnului Isus Hristos. Nu pe meritele mele, nu pe meritele tale, Ține minte acest adevăr. Dacă stai în fața lui Hristos, dacă stai în fața Trinității și spui este cu neputință ca Dumnezeu să nu-mi facă bine. Cât bine am făcut eu, cât am primit eu în casă, pe cât am îmbrăcat eu, la cât le-am dat să mănânce, pe cât străini am strâns, cât am predicat, cât am alergat de-a lungul lumii. Nu meriți. Și nu meriți. Unul singur merită. Și să fii convins că e unul singur, este Isus Hristos. Este Isus Hristos. Dacă nu vezi, așa cum ni se amintea și dimineața din cuvintele Apostolului Pavel, cuvintele Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel, că ce lucru avem pe care să nu-l fi primit. De ce le-am primit? Este pentru mila Lui, pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui. îmbracă cu acest gând, cu această convingere și de aceea nu te opri din rugăciune, totuși. Pentru că femeia aceasta a venit și a zis, versetul 27, Da, Doamne, a zis ea, Așa este. Față de Israel, care e poporul tău și la care ai venit, că ai venit la ai tăi, nu merit. Sunt o cananită și cananiții știu bine, de aceea e izgonit de aici, dar nu știu cum ne-am rămas eu, Doamne. Sunt niște idolatri, se închină la bal și la starte. Două zeități senzuale, care practică prostituția sfântă bună oară, drept Izbăvire sufletească, curvia, pornografie, sacrificiu copiilor la Moloch și la Chemoș. Copii tineri, o statuie hidoasă făcută din bronz al lui Moloch sau o statuie hidoasă făcută din bronz sau fier a lui Chemoș. Avea brațele întinse ca să înțelegeți cum arată această statuie, și preoții păgâni care slujeau pe Chemosh, și pe Moloch, și pe Bal, și pe Astarte, făceau un foc puternic în pântecele acestui zeu, acestei statui. Și părinți, la manipularea mentală făcută de acești preoți păgâni, veneau cu un copil de șase luni, de trei luni, de un an, de 12 ani, erau legați copiii de mâini înfășurați ca să nu se poată mișca și erau puși pe brațele acestea fierbinți ale uh, acestui hidos idol și apoi preoții împingeau copilul în țipetele acelea să cadă în pântecele lui și să ardă acolo de viu. Doamne, cum să merit? Cum să merit? Poate că dacă stăteam după zeii noștri, duceam fica când era mică și o ordeam acolo și acum nu era posedată de diavol. Dar nu mi-au plăcut închinăciunea aceasta. De ce vin la tine acum? Ai dreptate, da, Doamne, așa este. Dar crezi că mă opresc din rugăciune? Nu mă opresc pentru că eu vreau să argumentez cu tine civilizat. Da, Doamne, dar și căței mănâncă de unde? Din pâinea pe care o mănâncă boșii, împărații, de la masa stăpânilor. Adică, ceea ce vrea să spună această femeie este următorul lucru. De aceea Iisus Hristos exclamă ce exclamă și spune, uitați-vă, așa trebuie să vedeți și voi ce fel de încredere aveți în Domnul. Credință mare, deci te rogi lui Dumnezeu și nu-ți răspunde, dar nu te oprești, tot în El te încrezi, ca și Habacuc, tot în El te bucuri. Te rogi lui Dumnezeu și biserica nu te înțelege, dă-i drumul că strigă după noi, ne strică reputația. Trei, te rogi lui Dumnezeu, dar știi că nu meriți ce ceri, dar te rogi în meritele Domnului Isus Hristos. Și apoi trei, credință mare, frați și surori, doamnelor și domnilor, este nu te oprești din rugăciune, te rogi lui Dumnezeu și ești convins, acum fiți atenți, ești convins că o fărâmitură de la masa lui Dumnezeu e suficientă să-ți salveze toată familia o fărâmitură. Doamne, mie nu-mi trebuie o pâine întreagă. N-am venit să iai pâinea de pe masa copiilor tăi. Că țel sunt, în caracter sunt ca un câine. În apucături sunt ca un câine. În trăire, mi-e rușine de mine, Doamne. Dar știu că și câinii mănâncă fărămituri. Mie dacă îmi dai un mez de pâine, mătură masa și dacă rămas acolo prin crepături un mez de pâine, mezul acela îmi salvează fetița, îmi salvează casa, Doamne. Frați și surori, doamnelor și domnilor, un strop de sânge al Domnului Isus Hristos curăță toată casa ta. Unu, nu trebuie să curgă tot sângele Domnului Isus Hristos. O fărâmitură de pâine de pe masa mare lui împărat Iisus Hristos satisface nu casa ta, satisface toate casele noastre. Pentru că cine se încrede în Dumnezeu este ca și David care fuge de Absalon, este în pustiu și zice Te cau, Doamne, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Suntem în Psalmul 63. Și acolo, în pământul acela sec, uscat și fără apă, zice, mă uit cu încredere la tine, ca în templul tău cel sfânt. Și când mă uit prin credință, în pământul acesta sec, uscat și fără apă, fugit de pe tronul de domnie, alungat de propriul meu copil, părăsit de Israel, doar cu o bandă de 600 de oameni, domne, aici mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase. O glorie Domnului! Vreau să vă spun ceva mai mult. Dacă Iisus te vede și mă vede că sunt mulțumit și cu o fărămitură, doar mi -a, mi a rămas și mie trei minute de vorbit, trei minute de mărturisit, dacă ești mulțumit cu aceasta, Iisus nu o să-ți dea fărămitură pentru că El nu este cu mărunțișuri. Noi nu avem un Dumnezeu care umblă cu mărunțișuri. El este pâinea lui Dumnezeu care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. El îți dă toată pâinea. Dacă tu ești mulțumit, dacă eu sunt mulțumit cu mărunțiș, cu o bucățică, cu o fărâmitură. zice Domnul, ok, dacă ești convins că asta te satură, eu îți dau toată pâinea. Vin eu la tine. Acum vin eu în casa ta, să vedem dacă mai încape și diavolul acolo. Dar nu mai încape. Nu poate locui lumina cu întunericul. Vine eu la fica ta, vine eu în problema ta, vine eu la soțul tău, vine la soția ta, vine la copiii tăi, vine la businessul tău, Vineu eu în biserica voastră. Și în prezența lui se coboră cerul. prezența lui se satură fiecare suflet. În prezența lui mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase pentru că Dumnezeu este bogat. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, mă vei lăuda, mă vei mulțumi, mă vei binecuvânta, vei spune și altora că bun este Domnul. Întrebare, deci, ce fel de credință ai? Adică ce fel de încredere? Pentru că la aceasta se referă Scriptura când zice credință. Cum te încrezi în Dumnezeu? Cum privești relația ta cu El? Cum îl vezi în raport cu criza prin care treci? Te rugat de mult și a tăcut cerul? Te încurajez, nu descuraja. Spune ca Habacuc, chiar dacă e greu, chiar dacă grâul nu mai este în hambare, vița de vie nu mai este, vinul nu mai este, boii în graj nu mai sunt, Habacuc a zis, eu tot în Domnul mă voi bucura. Pe el îl voi face culmea bucuriei mele și apoi nu uitați ce spune în versetul 19 din Habacuc 3 Dice, el mă urcă, puneți Habacuc 3 cu 19 și vedeți care este rezultatul acestei credințe pe care o are Habacuc. El care vede că nu mai are nimic, că totul a pierit, că totul s-a dus, pentru că se încrede în Domnul și spune, El este culmea bucuriei mele, zice, Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale ca cer, cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Mă urcă pe biruință de munți pe care n-am putut să-i cuceresc. Nu vrei să ai înălțimi? Înălțimi spirituale? pe biruința pe care ți-o dă Domnul? Vezi să te urce Domnul pe înălțime? L-a urcat pe Habacuc, te urcă și pe tine. Mă urcă și pe mine. evaluează credința. Nu mai vorbi băbește când te întreabă cineva cum stai cu credința. Spune, sunt în lucru. Sunt în lucru încă cerul tace, dar eu cred pe Domnul. Biserica, nu știu dacă mă înțelege sau nu mă înțelege, nu arăta cu degetul, dar eu iubesc biserica. Știu că ce cer de la Domnul nu merit, dar eu iubesc și biserica și pe Domnul. Știu că o fărâmitură de la el îmi satisface toată nevoia, însă Domnul îmi va pune pe masă o pâine mare, pentru că el este pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață și eu mă încred în el de aceea nu voi muri, ci voi trăi. Amen. Ne ridicăm un picioare. Vino cu problema ta din nou înaintea Domnului, cu cererea ta, cu necazul tău, cu criza ta, cu problema ta. Și evaluează-te bine. Pentru că Domnul ți-o cere, Domnul mi-o cere. Domnul vrea să știm unde ne găsim. Așa cum în Eden, după ce Adam și Eva a păcătuit, care a fost întrebarea lui Dumnezeu? Cum a întrebat? Adame, unde ești? Domnul știa unde este Adam, dar știți de ce l-a întrebat? Adame, unde ești? Ca să știe Adam unde se află, că el nu știa unde este. Să-l facă conștient. Unde ești, Adame? Tu știi unde ești? Unde ești în credință? Domnul știe. Dar și tu trebuie să știi. Și eu trebuie să știu. Să ne rugăm Domnului să ne ajute să vedem unde ne găsim în credință, în încrederea noastră în Domnul. Și să vedem că Cel în care ne-am încrezut ce-a început, va duce la bun sfârșit. Amin.